Bună, Sâmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte, foarte mult! Deci, vreau să vorbesc despre sâmbătă, casa mireasa, și despre petrecere. Sâmbătă, după ce s-au trezit, micul dejun și toate alea, s-au apucat de curățenie în toată casa, și băieții și fetele. Unii au gătit, dar Anina... Știți că mamele nu mai vor să gătească, Anina a spus că ea nu vrea să mai gătească, nu vrea să fie bucătăreasă, dar a tăiat niște șnițele, le-a porționat și a spus care vrea să-și facă. Ea nu vrea să gătească la toată casa și bine face. Care ați văzut sezonul 2, știți că eu n-am gătit pentru nimeni, nici pentru băiatul meu, pentru că băiatul meu știe să gătească. Foarte bine și noi suntem vegani, deci nu ne trebuie cine știe ce preparate. Ceva fiert, ceva crud, asta e tot. Așa că n-am vrut să gătesc. Chiar am fost acuzată de Mirela că tu nu gătești, normal că nu. Care-i foame să-și gătească? Ce? Nu s-a angajat în bucătăreasă la casa mireasă. Așa că îi dau dreptate. Le dau, de fapt, mamelor să nu gătească. Fiecare pentru el. Foarte bine au făcut. Dar după aceea, pe la 7, pe la 8, au avut program de odihnă, apoi au făcut fotografii, fetele și băieții, și mamele, cred că, pentru că nu m-am uitat în continuu, și după aceea, la 9:30, bineînțeles, toți s-au pregătit pentru petrecere, s-au machiat, s-au îmbrăcat, fiecare cu diferite rochii, costume, ce-or mai avut și ele. Dar... știți care mi-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult Ioana și rochia ce-a purtat-o. Ce-au avut hainele de pe ea? Mi-a plăcut foarte mult. Nu-mi place cum se îmbracă Ana, absolut deloc. Pentru că locuiește în Dubai, așa zice ea. Poate că locuiește, nu 100% sigură, ar trebui să aibă gusturi mai rafinate. N-are. Printre toate cele ce au făcut prin casă, Liviu, știți cum el... foarte glumeț, să nu zic altceva, a început să povestească când era el polițist. Bine, n-a fost foarte mult timp, nu i-a plăcut lui să fie la ordin, el e liber să vorbească, să facă ce vrea el, după cum a spus, bineînțeles, el. Așa că a povestit băieților diferite lucruri care nu vreau să le reproduc, care ați urmărit pe Antena Play, știți despre ce e vorba, îl știți și pe Liviu cum face. Da, mie mi-a plăcut când băieții vorbeau de mașini, dar băteau apropo la fete. Atâta au vorbit și s-au întors, că Liviu pierduse șirul, nu mai știa. Și atunci zice Daniel către Liviu, tu despre ce credeai că vorbim? De mașini vorbim. Da, poate să fie, pot să fie cei care au vorbit acuzați că vorbeau codat, pentru că n-ai voie să vorbești codat. N-ai voie. Poți să vorbești. Dacă ești atât de inteligent să-ți meargă mintea, cum să aranjezi cuvintele să nu se prinde cei din staff, că să știți că nu sunt chiar așa inteligenți cei din staff. Oricum, mai inteligenți ca mine n-au fost, pentru că și eu am vorbit codat cu Mirela și cu încă o mamă, cu Ana. Dar nu s-au prins. Și chiar le-am spus că vorbim. Eram în spate acolo la staff, că să aștept să-mi vină rândul să votez fetele pentru eliminare. Și una dintre fetele din staff zice, noi știm tot ce faceți voi, zic, nu știți. Ba știm, ba nu. Și am zis, ia spune, ce înseamnă asta? N-au știut. Așa că era jumate de gogoașă, adică trebuia să votăm la eliminare pe o fată care avea numele cu C. Noi toate știam despre ce-i vorba, stafful nu s-a prins. Și după ce le-am spus, tot nu s-a prins. Așa că depinde cum faci cu discuția. Dacă ai mare grijă, nu o să fii acuzat și nu-ți dă amendă. Dar e bine că băieții au vorbit de mașini cu referire la fete. Bineînțeles că dacă o să fie discuția asta, material, cum zic ei, nu o să recunoască nimeni. Poate Liviu, care ați văzut, nu îl dă inteligența pe afară din casă. S-au primit cadouri... Ați văzut? Urâții i-au trimis Bogdanei ceva cadouri, că tot i-a jignit urât de tot în prima parte a șederii în casa mireasa. Bineînțeles, am mulțumit la cameră și
Am citit multe comentarii că ea are strategie, că e învățată de staff, dar ce, n-are nevoie să fie învățată de staff, să facă o strategie simplă. E simplu. Să fie cu minte, și ea și el. Să aibă grijă cum vorbesc, să aibă grijă cum se comportă tot, că să pot rămâne în casa mireasă, să prindă finala, să treacă de toate etapele așa cum își dorește ea, că de asta i-a părut rău că a plecat. Și pentru ea, care nu are unde să șadă, să aibă locuință, casă, masă și bani pe deasupra. Ei și place acolo. Așa că a primit cadouri până la urmă. Cineva s-a îndurat și de ea. Marius a primit niște dulciuri, niște fructe, a mulțumit și el. A mulțumit, normal că a mulțumit. A primit și Bogdan, a primit și scrisoare, a primit și cadouri ce a primit acolo, dar zicea Ioana că, parcă Ioana, nu mai știu, că ea n-a primit scrisoare, Bogdan zicea că nici ea n-a primit, să știți, chiar dacă le trimite cei de afară scrisorii sau familia sau cine le trimite, le oprește staful până le citește, dacă vrea le dă, dacă nu vrea nu le dă, zice, așa mi-a zis și mie, că lasă că ți le dau când ieșiți, dar nu le dă, nu. Dacă ceva nu le convine, nu le dă. Pentru că sunt multe lucruri care cei de afară le văd altfel și cei din casă nu trebuie să știe. Nu trebuie să știe. Trebuie să facă exact cum le spun cei din staff, să creadă că toată lumea îi susține, că totul e ok afară, că sunt foarte iubiți, că sunt votați. Că mireasa e lider de audiență. Așa trebuie să știi când ești din casă. Ceva negativ, sub nicio formă. Chiar și Anina, cum o cheamă, a primit scrisoarea din partea sportivilor lui Andrei. Că a zis că îi mulțumește, că a vorbit cu el, că l-a ascultat și toate astea. Ea a fost foarte entuziasmată, mai ales că Andrei a fost un băiat extraordinar cât a fost în casă, n-a intrat în conflicte, nu s-a certat, nu a fost un băiat extraordinar. Că ați văzut după ce a făcut acest live cu Dea, toți credeau că sunt împreună. Nu sunt împreună, chiar a făcut un live singur și a explicat lucrul acesta, doar și-a organizat date-ul care îl pierduseră din cauza eliminării, că au fost eliminați amândoi, n-ați văzut că au ieșit de mână, m-a emoționat foarte mult scena aceasta când i-am văzut. Oricum e și diferență mare de vârstă, dar n-ar fi asta. Nu se atrag ca bărbați și femeie, zic. Doar prieteni, așa. Poți să țină legătura, că sunt mulți concurenți care țin legătura. Și eu țin legătura cu foștii, să știți. Nu cu toți, bineînțeles. Cu câteva mame, cu câteva fete. Și cu un băiat, cu preferatul meu de la sezonul 2. Cred că îl știți, Radu. Marele câștigător. Eu am știut pe să câștigi el. Am știut chiar de la începutul emisiunii. Dar n-am putut să-i spun. Am încercat eu să zic ceva, dar mi-a tăiat-o repede prezentatoarea Simona Gherghe, a zis, păi dacă știi, atunci hai spune că să încheiem concursul. Și după aia n-am mai zis nimica. Dar nu poți să le zici. Ești acolo, ești la mâna lor, nu poți să vorbești. De asta concurenții, ați văzut cum zic, și mai ales și după aceea, că contractul durează și după ce ieși. Zic că totul e real, că totul e, nu e. Eu pot să zic acum, au trecut 2 ani și ceva. Pot să zic, pot să vorbesc ce vreau, dar cât ești cu contractul, nu poți. Contractul care nu te lasă să-l citești. Păi nu te lasă. Eu l-am citit după ce am ieșit. Da, a zis, n-ai încredere? A zis eu că n-am încredere, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Doamna Adina a câștigat la un task, cred că, nu mi-amintesc la care, o noapte împreună pentru băiatul ei cu Bianca, bineînțeles. Foarte fericită Bianca, foarte, foarte fericită, dar nu știu unde va avea loc această noapte, poate în casă o să-i lasă, că nu cred că le dă de acum hotel, că nu sunt logodiți. Doar după ce se logodesc le dă hotel. Dar dacă o să fie în casă mireasa, s-ar putea să fie în camera de sus și nu știu dacă poate să acopere camera video, zic, dar microfoanele, chiar dacă închid la valiera, sunt microfoane în pereți. Și să vedem, oricum, foarte fericiți amândoi, măcar, chiar dacă ar fi cu microfoane, măcar sunt singuri și dorm împreună. Tot e ceva de cât deloc.
Am văzut că tot s-au pregătit de petrecere, la 9:30 și-a făcut apariția Maria Dragomiroiu. Mie, în mod special, nu îmi place muzica ei, nu am nimic cu cei care o admiră. Nu am absolut nimic, nu-mi place mie, atât tot. În general, muzica populară nu-mi place. Nu mi-a plăcut niciodată, nu mă atrage. Asta e, nu place la toată lumea. Cum nici muzica clasică, care îmi place mie și o ador, nu place la toată lumea. Da? Dar pentru Casa Mireasa a fost extraordinar, s-au distrat, au dansat, s-au mai făcut tot felul de, știți cum e la petreceri. Dar interesant e că nu a fost, nu s-a întâmplat nimic rău, nu a fost evenimente din astea neplăcute. Au băut. În general, a fost bine. Distracțiile acestea sunt făcute să-i apropie pe tineri. Să-i apropie. Nu să-i facă să simtă prost. Nu să se îmbete. Bine, bei. Bei, că e petrecere. Dar există și măsură la băutură. Că dacă bei până nu mai știi cum te cheamă, iar nu-i bine caz în cealaltă extremă. Să le dea și staful mai puțin. Vinul ăla, la noi, la fete și la mame, ne dădeau sticle de lichior, care punea într-un pahar foarte micuț, ca să ajungă la toate. Depinde și câte fete erau. Vin era, whisky era, bere era. Staful știe mai bine. Să vorbim de petrecere. Petrecerea toamnei, pentru că deja e toamnă. Și au fost și câteva surprize, niște lucruri la care nu m-am așteptat. Știam că o să vină Maria Dragomiroiu, dar surpriza era că a venit însoțită de o fată, Luiza, care a cântat. Iar înainte să plece, după program, bineînțeles, cântăreața a prezentat-o pe Luiza ca fiind noua concurentă în Casa Mireasa, deși se anunțase că intră un băiat. N-a anunțat așa la gală, ba da, a anunțat Simona Gherghe, intră un băiat, poate săptămâna viitoare. Această Luiză, cântăreață, chiar a cântat frumos, mult mai frumos ca Ana și ca Daria, nici nu se compară, 24 de ani și vrea și ea să-și găsească pe cineva. Are de unde, sunt câțiva băieți și o să mai vină. Așa toți cei liberi pretendenții Ioanei. Așa că Ioana trebuie neapărat să aleagă pe cineva, pentru că are deja o rivală pe Luiza. Frumoasă fata, mi-a plăcut. Mult mai frumoasă ca celelalte din casă, cu excepția Ioanei, bineînțeles, care e mult mai frumoasă. Dar ca celelalte, da. Și toți au primit-o, bine, bineînțeles, normal. Iar după petrecere, am văzut că au ieșit afară, au stat de vorbă. Frumos, frumoasă surpriză, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, nu m-am așteptat. Eu mi-amintesc că în sezonul 2 am avut iar așa o petrecere, bineînțeles, fără muzică live, n-aveam noi așa ceva, și ne-a dus un DJ, iar la sfârșit, când să plecăm la culcare, a spus că e nou concurent, că îl cheamă Alexandru. Eu îi ziceam Alexuțu și a fost unul dintre băieții mei preferați. Foarte simpatic. Mi-a plăcut enorm de el. Îmi pare rău că am pierdut legătura. În caz că vede acest vlog, să-mi dea mesaj pe Facebook. Cei trei pretendenți ai Ioanei se întrec în surprize. Dar cea mai tare, că tot vorbim de surprize, a fost a lui Marius. S-a pus în genunchi în fața ei. Fac o paranteză. Deci, că a curtat-o pe Ioana, n-a fost doar pentru teama de eliminare, a fost chiar o place. Chiar o place. Asta mi-a dovedit cel puțin mie. Deci, s-a pus în genunchi în fața ei și a spus că trece peste orgolii, trece peste orice, că o vrea pe ea, i-a dat și un buchet de flori. Foarte emoționant momentul, mi-a plăcut, am văzut că au aplaudat ceilalți, dar fața lui Andrei nu mi-a plăcut deloc, pentru că el zicea foarte tare că nu renunță la ea. Dar se pare că a făcut un pas înapoi Ioana, după ce a auzit de dosarele lui penale, de trecutul lui, pentru că trecutul întotdeauna te ajunge din urmă. Nu poți să ascunzi absolut nimic. El trebuia să fi spus la început de tot. A spus el ceva, dar nu tot.
Ați văzut că a vorbit cu mama lui, ea zicea că nu știa. Nu cred că nu știa, sau poate că nu știa. Copiii ascund lucruri, să știți, și copiii mei ascund de mine. Unul dintre copiii mei, nu spun care, a avut o relație de 4 ani până să aflu eu. Toți ele știau, mai eu nu știam. Așa că s-ar putea să fie, cum zice Bogdan și cum zice mama lui, să nu fi știut. Dar ați văzut că scrisurile de acasă, toți au spus așa de departe de Bogdan, mami ei nu-i place deloc relația, dar nici ea nu-l vede. A zis că oferă siguranță, așa credea ea. Dar după ce a auzit ce a făcut trecutul, nu cred că mai oferă nimica, cel puțin ei. Cel puțin ei. Ei, dacă nu o să facă cuplu, dar poate o să-l placă Luiza. Nu se știe. Nu se știe absolut deloc ce o să întâmple. Vom vedea. Fata abia a intrat în casă. Nu știu ce a făcut, a dormit la băieți, nu știu ce a făcut, pentru că nu m-am uitat, vă dați seama, a fost foarte târziu. Eu am stat decât cât a cântat Maria Dragomiroiu. A fost foarte târziu și eu dimineața mă trezesc la 5:30, că lucrez fiecare zi, așa că... Dar cred că așa e, cred că a dormit la băieți, așa cred. Vom afla. Petrecerea n-a fost, după ce a plecat cântăreața așa grozav, am văzut că puțini erau în ring, majoritatea erau pe afară, făceau materiale, pentru că dacă stai să dansezi, nu faci niciun material. Chiar zicea Daria și încă o fată zicea că o să fie la capricii, să explice niște lucruri. Iar eu, cum o văd pe Daria și cum i-am văzut privirea când Marius, pe care ea îl plăcea, i-a făcut declarații Ioanei. Cum spuneam, trecutul te ajunge din urmă. Nu cred că, în afară de Andrei, care a fost eliminat, care era un om extraordinar, este și acum, nu, că nu mai e în casa Mireasa, să accepte trecutul Dariei. Pentru că nu e chiar ok ce a făcut ea. De fapt, nu e absolut deloc. Ce face încă? Acum a făcut doar o pauză. Cu video chat-ul acela. Eu n-am știut mare lucru despre video chat. Cum le cheamă, dar m-am informat, să văd ce înseamnă, un fel de prostituție. Cine vrea așa ceva? Sunt și care vor, da, sunt care n-au prejudecăți, nu, zic că nu sunt. N-am nimic cu fetele, e o muncă. Zic că băieții nu acceptă ușor și dacă acceptă el, familia. Pentru că familia are un cuvânt foarte greu de spus, în special părinții, în special. Cum să aduci acasă una care a făcut video chat? Să-ți vină unul altul și să-ți spună că, uite, am văzut-o și ce a făcut și nu. Deci fetele care vor să facă, să se asigure că nu le pasă sau că să mută din oraș, ceva de genul ăsta, nu știu. Când eram de vârsta lor nu era așa ceva, nu era. Nici fotografii nu făceai, când făceai fotografii trebuia, bineînțeles, la mare, făceam un costum de baie, dar... În rest, trebuia să fii acoperit mai mult. Nu știu, acum cum sunt tinerii, în ziua de azi. Dar asta e fix problema lor. Eu doar vorbesc despre asta, tot. Nu acuz, nu judec, vorbesc. După cum știți că Maria nu mai gătește, dar în afară de Maria mai sunt și alte mame, am văzut că au trecut la gătit. Au trecut, pe ce să facă? Maria n-are nimic cu gătit, îi place să gătească. Sunt oameni care le place bucătăria, mie nu place să gătesc, dar gătesc când am încotro. Așa? Dar ea nu din cauza asta s-a supărat că nu mai e mama săptămânii, una, și pentru că fetele, pe care nu le-a iertat absolut deloc, a văzut cum le privește, au votat copilul ei, pe Adi, adică pe Adrian. Noroc că a avut amuleta. Dar Daria, dacă ar fi votat Bogdan în loc de Adrian, Bogdan ar fi plecat cu mama lui cu tot. Pentru că mama lui nu l-ar fi lăsat să ia al băiat, oricum nu are altul. Deci, Daria era cheia. Chiar vorbim de ea. Eu nu o plac pe Daria, nici cum arată la corp, nici cum arată la față nemachiată, nici ce meserie are. Pentru că, știți, au mai fost și în alte sezoane care au făcut. Era o fată, nu mai știu în care sezon... care a recunoscut, da, a făcut și, v-am spus, sunt care își asumă, care nu le pasă. Dar n-a stat fata aceea, n-a stat, parcă Denis s-a o chema. Am mai văzut după aceea poze cu ea sexy, oi, cât am mai văzut, am mai apărut.
N-a stat. Ea a venit să-și facă reclamă și a dat tot nou interesat o căsătorie și foarte bine la ce te căsătorești la vârsta asta. Dar acum la acest sezon sunt fete la 30 de ani care chiar trebuie să se căsătorească cu mâini mari. Cu toate că zicea că n-are încredere în Sergiu. De ce n-are încredere? Mie mi se pare Sergiu un băiat foarte, foarte ok. Foarte. Și frumușel. Că am văzut că e acuzat, că joacă teatru, că e fake, că e foarte mult ce-l acuză. De ce l-a acuzat? De ce? Că a văzut emisiunea Mireasa și dacă a văzut tot ce? Nu trebuia să fie informat, dar trebuia să fie informat. Te duci așa cum am dus eu, nu știam nimic despre emisiune, nu știam nimic. Și m-am dus. Am aflat pe parcurs. Dar e bine că e informat. Mi-mi place de Sergiu, doar de el. De ea nu. Nu-mi place pentru că e și mai mare ca el. Asta nu-mi place bine că e mai mare. În rest, nu. N-am nicio problemă. Corările plac femeile mai mari, cinstelor, dar prea atâta se victimizează. Nici victimizarea nu-mi place chiar deloc. L-ați văzut pe Liviu cum făcea? V-am spus și o să mai repet. Nici o terapie din lume sau încă nu există o terapie ca să le facă bine pe el. El ăsta e. Dacă n-ar face cum face și dacă n-ar vorbi și gesturile pe care le face, n-ar mai fi Liviu, ar fi al băiat. Deci n-au ce să-i facă. Nici domnul Puiu, psihologul, nu știu dacă mai are terapie de făcut, nici dacă părinții lui n-au putut, apoi cine altcineva? Cine? Pentru că, știți, doar copiii sunt oglinda părinților. Și când am văzut cum vorbește cu mama lui, nu o respectă, dar să știți că, văzând-o pe mama lui, stând în pantalonii aceia scurți, crăcănată, mi-am dat seama de ce nu o respectă. Pentru că nici ea nu a știut să le duce. Și mai vine și cu el la Mireasa, destul că știu familia și apropiața lui din Craiova, acum știe o lume întreagă ce face. Că de asta zic, nicio altă fată n-ar fi stat cu el. Bogdana stă pentru că are și complexul acesta, că e urâtă, pentru că într-adevăr e urâtă. Nu pot să spun că Bogdana e fată frumoasă, nu se poate. Fată frumoasă e Ioana. Fată frumoasă la față, adică chipul are foarte frumos, Ana. Corpul e jale, jale cu corpul. Asta pentru că n-are grijă de sănătate, Ana. N-are grijă. Mănâncă foarte mult și la ore haotice. Dar asta se poate remedia. Dacă mai slăbește vreo 20 de kilograme, o să face sport, bineînțeles, trebuie să facă și sport, atunci va fi o fată perfectă. Dar, știți, Liviu e Liviu. Zicea ea că după ce iasă, ei să văd câștigătorii marelui premiu, fiecare, să știți, fiecare speră. Speranța moare ultima, să duce să își opereze nasul. Știți cât costă o rinoplastie? Foarte mult, peste 1000 de euro. Dar dacă stau până în decembrie, poate să-și facă banii de operație și ce mai vrea să-și facă, pentru tot ce vrea ea să-și facă, nu le ajunge. Foarte scump. Mi-a părut rău de Bogdan. Bineînțeles, eu nu-l susțin, dar zic, mi-a părut rău așa de el, că el a mulțumit la cameră când a fost, da, susținătorii lui, că ați văzut, a primit și cadou, când a fost eliminat, că el speră să facă ceva cu Ioana. El chiar spera când a dat mesajul, dar asta a fost înainte ca Marius să-i facă această surpriză și să-i facă aceste declarații. Așa că Bogdan, cu trecutul lui, nu are absolut nicio șansă. Dar poate la fata cea nouă s-a mai anunțat o fată, Dumitrița, ce-o fi cu ea, s-a rătăcit pe drum. Și băiatul pe care l-a anunțat Simona Gherghe, unde e? Această Luiza a venit cu Maria Drăgumiroiu. Ea a anunțat-o. Bineînțeles. Nu din proprie inițiativă, directivele a venit de la sus, de la staff. De sus la propriu. Pentru că în casa Mireasa, birourile staffului sunt la etaj. Știu că am fost. Chiar în prima zi. Am mai fost și după aceea, dar în prima zi am stat pe acolo aproape până seara, aproape chiar până la 7 când am avut filmarea. Da? Ne-a ținut trup de foame, mai ales pe mine, care n-am putut să mănânc altceva decât fructe. Ne-a dus pe la 1, am venit să rău la prima filmare. Mi-a dat ceva, magneziu, nu știu ce, mi-a dat calciu într-un pahar. Dar am văzut acolo birourile lor, să știți că nu e ceva grozav, sunt ca niște barăci, făcut o construcție de lemn, toate urâte.
În spate e foarte urât. În față, da, unde se filmează, e frumos, e aranjat, e pus flori, e pus carambele, toate astea. Dar în spate e foarte urât. Mizerie, era gunoaie, cineva mâncase pepeni, era o masă din asta, doar de scândură, fără nimic pe ea, cu coși de pepene, încă o jumătate de pepene pe acolo, cu muște, era foarte mare mizerie. Eu așa am văzut. Am fost și la toaletă, mai curățase nimeni de 100 de ani. Nu mi-a plăcut ce era în spate, dar nu contează. Am mai intrat prin alte camere, erau foarte multe televizoare din alea pe care ne urmărea pe noi, foarte multe. Acolo unde ne vede, că ne vede și la baie sunt. Și la dușuri și la toaletă nu, decât puțin holul se vedea tot. Am fost și am văzut. Cam asta am avut pentru azi, să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. Mă ajută foarte tare. La revedere!